Polițiștii specializați în combaterea criminalității economice din Timiș au efectuat joi, 25 februarie, 10 de percheziții domiciliare pe raza județului la persoane bănuite de contrabandă cu țigarete. Anchetatorii precizează că în luna iunie 2015, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că mai multe persoane necunoscute desfășoară activități ilegale de comerț cu țigări de contrabandă în piețele din municipiul Lugoj și în localitățile din mediul rural arondate, respectiv Găvo, Coșdia, Coșteiu, Racovița, Nădrag, Ghizela, prejudiciind astfel bugetul consolidat al statului. Un număr de 32 de mandate de aducere au fost puse în aplicare. Persoanele depistate au fost duse pentru audieri la sediul Poliției Municipiului Lugoj. La percheziții au participat 130 de polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Investigații Criminale, Poliției Municipiului Timișoara, luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale și tehnicieni criminaliști.